Tare. Vreau să vorbim despre seriozitatea omului. Omul este absolut deloc sincer cu el. Adică, cu unele persoane este sincer, care are anumite avantaje, cu alte persoane nu este atât de sincer. Ce înseamnă acest a fi sincer? A munci cu tine în propria seriozitate, în fiecare moment din viața ta, și a deveni o ființă straight, dreaptă. O ființă care nu vorbește pentru propriile lui interese, ci vorbește că vorbește, vorbește că este întrebat, vorbește că este necesar. Vorbește pentru propriile lui interese, dar pe față, fără ascunzișuri. Nu-ți mai minți prietenii, nu-ți mai minți părinții, nu-ți mai minți soția, soțul, nu-ți mai minți, devin o străin. Atunci conștiința poate să aibă grijă de tine. Dacă ești mincinos, dacă păcălești, dacă nu-ți vezi de treaba ta, atunci conștiința îți trimite oglindă, pentru că rănești manifestarea. Cum să vină în viața ta un flow frumos, un drum lin, când tu încă mini și păcălești? Mini și păcălești la asociație, mini și păcălești amicii, prietenii, soția, soțul, business. Și tu vrei ca viața să scurgă lin și către tine? Nu. În niciun caz. Poți să vinzi oamenilor imaginea de om serios, dar tu știi în sinea ta că nu ești atât de serios. La început o să-ți fie foarte dificil și o să spui că oamenii nu apreciază sinceritatea ta. Dacă tu cauți aprecierea altora, o să te arzi. Fii sincer, fiindcă n-ai nimic de ascuns. Fii sincer cu tine și să vezi că după o perioadă constantă de sinceritate și, bineînțeles, de bun simț și să-ți vezi de treaba ta, să vezi că lucrurile în viața ta se așează cum trebuie. Și apoi poți să stai liniștit ca și mine la o cafea să asculti simfonia păsărelelor. Atâta timp cât încă ai chestii ascunse cu tine, perverse, conștiința are grijă de tine ca să-ți trimită oglinda, dar nu în sensul să te pedepsească, ci să îți arată că orice sau orice fel de a răni conștiința îți va veni și invers, ca să te prinzi, să te corectezi, să te duci și să vezi că
toată nesinceritatea ta, de fapt, e declanșatorul vieții tale urâte. Nesinceritatea ta. Când devii străin, o să fie o perioadă în care tot o să-ți mai vină rahaturi, menține sinceritatea asta 2-3 ani de zile și apoi să vezi că viața ta devine foarte simplă, dar bogată în trăire. Să vezi că va deveni foarte simplă, foarte curată, ușoară, iar conștiința are grijă și financiar de tine. Îți aduce tot ce ți-e necesar fără mare efort. Dar numai când îți vezi de treaba ta. Nu merge altfel. Când te întâlnești cu prietenii la o cafea și ceilalți prieteni bârfesc pe cineva, vezi-ți de treaba ta. Nu adăuga tu pro și contra. Le-ai suficiente paletale. Ești tu deja mincinos și neserios. Ce ai tu de spus? Ești cumva străin? Și atunci când vei deveni străin, vei evita asemenea discuții. Indiferent dacă cel bârfit argumentele care îi se aduc, chiar este evident că sunt negative, nu este treaba ta să mai adaugi ceva. Nu răni conștiința. Dacă unul nu oprește pe trecere și trece cu viteză cu mașina, gata să lovească pe cineva. Nu judeca tu și nu-l înjura tu. Nu este treaba ta. Are omul ăla, le are pe cap pe ale lui. Totul se întâmplă în conștiință conform conștiinței sau în Dumnezeu conform lui Dumnezeu. Ce treabă ai tu să judeci acțiunile lui Dumnezeu? E absurd, nu? Vezi de treaba ta? Vrei liniște, vrei pace în viața ta? Vezi de treaba ta? Conștiința este aici ca să te servească. Conștiința este aici ca să te ajute. Fii sincer pe toate planurile și o să vezi că viața o să-ți fie mai ușoară. Fii sincer pe toate planurile. Fără haturi și viața o să-ți devină și mai dificilă, și mai dificilă. Și o să ajungi la 40-50 de ani, bătrân, ranchinos, urâcios. Toți o să fugă de tine, cine vrea. Un asemenea om lângă el. N-ați văzut că sigur aveți prieteni, femei, bărbați, care de câte ori ieșiți cu ei la cafea, bă, mai în certuri stau. Critică pe toată lumea, societatea, jobul, soțul, amantul, amanta, critică pe toată lumea. Are întotdeauna un vinovat de găsit în orice situație. Fugiți de omul ăla. Fugiți de el. Dacă cumva ești unul dintre oamenii care ești așa, recunoașteți, fii sincer cu tine, că ești gelos, că ești invidios. Fii sincer cu tine și pune mâna și rea auto-educă-te. Nu este greșit, chiar dacă ai 50 de ani, nu este târziu. Thank you.